Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi am ales pentru dumneavoastră un nou model de fulg, foarte ușor, foarte simplu de realizat. Un model anume pentru doamnele începătoare. După cum puteți vedea aici, eu am realizat câțiva și astăzi vom învăța să lucrăm împreună acest frumos model. Cred că din toate modelele de fulgi văzute până acum și realizate până acum, acesta este cel mai aproape de realitate. Pentru aceasta vom folosi ca de obicei firul de bumbac de culoare albă, croșetul cu numărul 1,05 mm, acesta este croșetul meu. Eu am lăsat camera mai jos la dorința dumneavoastră. Frica mea cea mai mare este că nu se va auzi bine. Între timp mi-am accidentat și un deget, însă vom încerca să lucrăm în acest mod și vom începe prin a lucra 9 ochiuri de lanț. Va trebui să aveți un pic de răbdare, că degetul meu se va mișca cam greu și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ochiuri de lanț. Ne vom întoarce în corespondența primului ochi de lanț și vom închide cu fir alunecat. Din acest moment, voi continua lucrând 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra prin cercul format și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Le vom închide împreună și continuăm lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț. După care vom lucra din nou 3 ochiuri de lanț cu care vom realiza un picot. Deci ne vom întoarce în corespondența primului ochi de lanț dintre acestea 3 și vom închide cu fir alunecat în felul acesta. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul de 2 ori pe croșet. Voi intra în interiorul cercului și voi lucra din nou. Două piciorușe duble înalte, 1 și acum îl voi lucra pe cel de-al doilea. 1 și 2. Vom închide împreună, după care voi continua din nou. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Continui cu alte 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care voi forma un picot. Deci mă voi întoarce în primul și voi închide totul cu fir alunecat. Apoi 3 ochiuri de lanț, de două ori firul pe croșet și voi intra în interiorul cercului lucrând din nou o serie de două piciorușe duble înalte. Avem primul și cel de-al doilea. După care vom repeta cele 3 ochiuri de lanț, 3 ochiuri de lanț apoi cu care vom forma picotul, 3 ochiuri de lanț. În total noi vom avea 6 astfel de grupe de câte 2 piciorușe duble înalte. Am 3 și vom continua lucrând alte 3 grupe de 2 piciorușe duble înalte, bineînțeles cu modelul care este între ele. Și am ajuns la capătul rândului. După cum puteți vedea, avem 2, 4, 6 grupe de câte 2 piciorușe duble înalte. Apoi am realizat ochiurile de lanț, picotul și următoarele 3 ochiuri de lanț. Acum vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la începutul rândului. Vom
trage încet, vom închide. Din acest moment, noi vom lucra 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Apoi vom face un picot. Pentru picot lucrăm 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi închide totul cu fir alunecat. Voi continua din nou 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț. După care voi forma din nou, deci avem cea de-a doua serie de 4 ochiuri de lanț. Acum voi forma cel de-al doilea picot. 1, 2, 3. Mă voi întoarce în ochiul de lanț cu numărul 1. Voi închide cu fir alunecat. Continuăm lucrând 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa se prezintă. În acest moment, începând cu ochiul de lanț numărul 2, eu voi face o serie de 3 fir alunecat. O dată, de 2 ori, de 3 ori, după care voi lucra 2 ochiuri de lanț, un picot, 1, 2, 3 și vom închide cu fir alunecat, 2 ochiuri de lanț, 1, 2. Voi lua firul odată pe croșet. Acum, trebuie să fiți atente în acest moment. În această a doua serie de 4 ochiuri de lanț, noi vom intra în corespondența ochiului de lanț cu numărul 2, numărând de sus în jos. Și voi face un picioruș dublu. După care voi continua cu 2 ochiuri de lanț. Voi forma un picot, 1, 2, 3, voi închide picotul, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și în acest moment voi închide între următoarele 2 piciorușe duble înalte cu picioruș scurt. Iar de acum vom continua și vom realiza în corespondența fiecărei mici petale vom realiza această parte mai înaltă și vom porni 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, apoi formăm un picot, 1, 2, 3, închidem picotul, voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, vom lucra din nou un picot, 1, 2, 3, vom intra în corespondența primului ochi de lanț și vom închide cu fir alunecat, 7 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 fir alunecat din corespondența celui de-al doilea ochi de lanț și avem 1, 2, cel de-al treilea, 2 ochiuri de lanț, un picot, 1, 2, 3, voi închide picotul,
cu fir alunecat, două ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra în cel de-al doilea ochi de lanț din grupul, din cel de-al doilea grup de patru și voi face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, un picot, 2, 3, voi închide picotul, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și voi închide totul cu picioruș scurt între următoarele două piciorușe duble înalte. În felul acesta vom lucra de jur împrejur. Eu am ajuns la capătul rândului. După cum puteți vedea, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 astfel de colțișoare. După ce am realizat ultimele 4 ochiuri de lanț, voi închide cu picioruș scurt în corespondența primului picioruș dublu de la începutul rândului anterior. Voi face un ochi de lanț, tragem un pic firul. Vedem, îl scurtăm. Și am realizat fulgul nostru. Capătul de fir îl vom ascunde. De acum nu rămâne decât să îl apretăm. Vedeți că se realizează foarte, foarte ușor. Apretate se prezintă în modul în care ați văzut deja. Și în speranța că v-a plăcut ceea ce am realizat astăzi, dacă vă place, eu vă rog să lăsați un comentariu, un like, sper că acum se vede mult mai bine ceea ce realizez, iar eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!